Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Franța examinează adoptarea unei politici antifumat foarte eficiente, scumpirea semnificativă și permanentă a țigărilor, a tutunului. Un pachet costă acum circa 12 euro și jumătate. În Franța, în România, nu știu cât mai costă țigările. 12 euro? Da, e foarte scump. Cam în tot Occidentul țigările sunt foarte scumpe. Aici, în Estul Sălbatic, țigările încă au rămas, cum să spun, un drog accesibil. Erau scumpe și aici, nu mai știu câte e un pachet. Nu sunt ieftine nici la noi, vreo 30 de lei un pachet de țigări. Nu, nu mai știu, sincer, nu mai știu. Și la noi, dacă le mai scumpesc mult, reapar alea din obor. Mm-hmm. 27,50, 28,30, cam pe acolo. Adică la noi trebuie să fii cu mare băgare de seamă când... Da, da, da. Asta este argumentul industriei tutunului, știi? Nu mai creșteți prețurile, că o să crească contrabanda. Asta nu crește chiar așa ușor contrabanda. E, nu, sigur. Sigur că crește contrabanda, dar asta cu o să reapară alea din obor, sunt alte vremuri. Asta se întâmpla prin anii 2090. Acum e mult mai complicat. Există, evident, contrabandă cu țigări, mai ales pe frontiera estică. Dar nu mai e chiar așa ușor să vinzi țigări contrafăcute, fără timbru. Să știi că da, de câți bani s-a domolit, dar nu e, datează de așa mult cum crezi tu. Înainte de pandemie era, cum intrai pe alea în obor, apăreau fetele cu țigări, țigări, băiatul, țigări, țigări. Da, este pe o alee în obor. Slavă București este nu, un oraș de 4 milioane de oameni. Ce faci? Te duci până în obor să-ți cumperi țigări ca să faci... A, nu, dar bănuiesc că ce se întâmplă în obor se întâmplă cam și prin piețele de cartier, mă gândesc. Eu, sincer să fiu, nu știu dacă piețele de cartier. Două piețe, deci n-am văzut niciodată. Nu. Deci nu neg că există acest fenomen. Există, evident. Că nu mai asta zic. Nu, adică evident că există contrabandă cu țigări. Dar asta, aoleu, să nu scumpim, să nu se scumpească țigările, pentru că să vezi, o să crească contrabanda uriaș, o să crească, dar nu cred că de mult. Asta este argumentul încă o dată, e argumentul industriei și e folosit și în Franța, în dezbatere. În Franța, industria tutunului susține că 40% din țigările care se vând în Franța sunt de contrabandă. Autoritățile și ONG-urile care monitorizează aceste informații susțin că, de fapt, procentajul real e undeva pe la 6%. Da. Cred că trebuie reglementat, dacă tot discutăm despre asta, și cu vapatul. Trebuie găsit. Da. În primul rând, trebuie să se ajungă la o concluzie cât de nociv este, că nu se știe și mulți contează pe chestia asta. Hai, domne, că nu sunt rapoarte că ar fi nasol să vapezi. Da. Rapoartele astea vor copiii veni... Copiii vapează în dragi, da, deci ăștia generația lui Fimiu de pe la clasa 8-a deja... I-am văzut, în mall sunt copii peste tot. De clasa, cum să spun, clasa 8-a, e de școala altfel... Merg în mall și vapează în mall fără probleme. E interzisă comercializarea către minori. Da, cele mai multe conțin nicotină și conțin o cantitate înfiorătoare de nicotină. Da. Că m-am uitat că și Ștefan a început să vapeze. Și apropo de inexistența studiilor, da, este adevărat, pentru că este o tehnologie nouă. Vă reamintesc că țigările, mă rog, tutunul a fost fumat prin ardere secole, înainte să apară studii științifice care să demonstreze fără nicio îndoială legătura cu o mulțime de boli grave, cancerul fiind una dintre ele. Dar știi, suntem, practic, repetăm istoria, adică argumentele industriei tutunului sunt și acum. Vapatul sau fumatul fără ardere sunt mult mai puțin toxice decât. Dar nu știm cât. Au început să apară. Citeam săptămâna trecută un studiu, apropo de vapat, că sunt în substanțele respective, care sunt aproape necontrolate, au fost descoperite metale grele, foarte periculoase. Ne facem că nu vedem toată treaba asta, dar pe mine mai atusea de cele mai multe ori în spații închise, nu știu dacă ați observat, în restaurante sau în orice spațiu închis. Unde se fumează. Acum le simți astea. Exact cum simțeai țigările pe vremuri. Numai că ai senzația că dacă e dat cu parfum, dacă te duci într-un asta spațiu de ăsta, zici că la vapat, da. Da. Celelalte puta, să nu spunem a ce put. E necăcios, pe mine mai atusea la pe bune. Ce? A câine ud. Asta este câine străguț. Da. Câine ud. Mă rog. Put, nene, de-ți mută nasul. În fine, revenind, ca să dăm și știrea până la capăt din Franța, cum spuneam, pachetul costă acum aproximativ 12 euro și jumătate. Senatul francez a adoptat un raport care recomandă ca prețul să se dubleze până la 25 de euro în următorii ani, cu o creștere de prețuri medie de 5% pe an, un model care a fost deja aplicat cu succes în țări precum Australia sau Noua Zeelandă. Raportul respectiv arată că orice creștere de cel puțin 4% prețului țigărilor implică
practic o scădere semnificativă numărul fumătorilor. În jur de 70.000 de francezi mor prematur din cauza fumatului în fiecare an, conform documentului. În România se estimează că numărul morților provocate de boli asociate fumatului este în jur de 40.000. Producătorii de tutun se împotrivesc, ei argumentează că astfel s-ar dezvolta contrabanda. Am dat informațiile. La nivel european, Comisia Europeană a tot amânat discutarea și adoptarea două directive care vizează fumatul și taxarea țigărilor. După alegerile din 9 iunie, decizia va trebui luată de următorii lideri de la Bruxelles, arată site-ul Euractiv. Da, se așteaptă și în România adoptarea de legislație care să pună la același nivel de accizare și la același nivel de protecție a publicului nefumător și aceste noi tipuri de fumat. Prin vapare, prin încălzire, prin ardere, până la urmă toate sunt cam același lucru pentru cei care nu fumează, adică toate deranjează la fel. Sunt localuri, spații publice unde au început să apară astfel de semne și în cantina noastră de aici, de peste drum, este un semn la intrare, nu, înăuntru nu se fumează, înăuntru nu se vapează. Și asta e, oamenii sunt ok, sunt civilizați, dacă vor să fumeze, fumează afară. Dar ăsta este viitorul și către asta trebuie să ne îndreptăm și noi, la fel ca toate celelalte țări civilizate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.